Bine v-am regăsit, este vară, este cald. Florin, capricioasă luna asta mai. Bine v-am găsit, dragi prieteni. Mai cu grindină, mai cu furtună. A fost o pauză, cum să spune... Bine meritată. Bine meritată. Fiecare cu campania sa. Campania sa pe media, putem să spunem, pe media, nu la asta. Da. Dacă păi mă gândeam la o altă campanie. A, nu. Eu nu am avut nicio campanie. Nu, nu, nu. Și nici n-am făcut campanie pe pentru cineva, decât în limita bunului simț și timpilor solicitați, ca și la voi. Că unii nu au ales să colaboreze cu noi, nu e nicio pierdere. Poate a electoratului, dar asta se vede în timp. Da, este o pauză bine meritată. Trebuie să recunosc că nu am stat. Cum să spune, n-am frecamentat nici de dimineață, nici seara, ca emisiunile radiofonice. Sunt proiecte în derulare, unele sunt în călăraș, în ceea ce mă privește, cât și în țară. Se desfășoară într-un ritm mai de melc, aș putea spune, așa cum e și legislația stufoasă în România, dar își urmează un curs și cred că e mai bine așa, mai încet, dar mai clar și sigur. Iar în ceea ce privește călărașul, mă bucur că sunt din nou în studio. Sunt schimbări de la Antena 1 la Antena 3 Călăraș. Mm-hmm. Eu știi că am fost o nouă grilă de programe. Eu oricum doresc, Antena 3, doresc succes de la 3 întregii la 4. Echipe și vă felicit. Așa cum am fost colaborator, rămân colaboratorul vostru în limita nevoilor și necesităților. Și cu noi proiecte, fiecare dintre noi. Și cu noi proiecte, pentru că mi se pare normal, după o perioadă de timp, cum spuneai tu la începutul emisiunii, să demonstrăm și maturizare profesională și, de ce nu, și maturizare fizică și în gândire. Pentru că, de multe ori, și cred că am demonstrat că manipulările politice nu prea au ținut aici, în cadrul nostru. Și sper ca și de acum încolo să fie tot așa, având în vedere că cele noile proiecte sunt mult mai complexe și, bineînțeles, cu să spunem că avem și 5 ani bătuți pe muche de emisiune, wow, de punct la Călăraș. Știi că m-ai întrebat și am spus, zic, 2, 3, 4. Mm. Că mi-ai spus 5, înseamnă că intrăm în... Împliniți. Deci asta impune, cum să spun, profesional mai mult, mai bine și, cum au zis unii, garantat. Ce ni se întâmplă, Florin, după alegerile astea pentru europarlamentare, care până acum, cel puțin, nu prea apăreau de mare interes? Importante. Pentru marea majoritate, de fapt, nu erau așa interesante și importante. Dintr-o dată, ce să vezi? Explozie. Da, explozie. Uite, până la urma urmei pot spune că se putea previziona o situație explozivă, așa cum ai făcut afirmația, întrucât gradul de nemulțumire și ultimele evenimente care s-au succedat au sporit, aș putea spune, gradul de nemulțumire a tuturor românilor. Nu vreau să spun a românilor de aici sau diaspora, pentru că, din punctul meu de vedere, sunt aceiași români. Eu, personal, sunt împărțit între românii care nu sunt în țară și românii care sunt în țară. Acum, să nu uităm, permite-mi o paranteză, românii care lucrează în afară, mulți dintre ei au investit și, când spun asta, mă refer nu neapărat în case, locuințe, ba da, sau și mașini. Și în patrimoniale, putem să spunem. Că și chiar în business-uri. Pentru că sunt foarte mulți bani și care au deschis afaceri în România cu banii pe care i-au câștigat în afară. Adică, dacă putem să sintetizăm, am putea face la o privire amplă, puteți să vă orientați și să vedeți în nomenclator, în servicii, că sunt foarte multe companii româno, germane, italiene, franceze, deci mixte, care sunt partenerii români și care, într-adevăr, asigură normele de construcții sau, mă rog, de servicii la standard european. Asta înseamnă că românii, din ce în ce mai mult, odată cu încă o perioadă ciclică, capătă mai multă încredere de partenerii străini, chiar și de popoarele vecine europene. Adică românii nu mai sunt de rang 2 cetățeni europeni, aș putea spune. Asta am vrut, de fapt, să sintetizez. Ei creează plus valoare în țările puternice. Peste tot, putem să spunem. Într-adevăr, mai sunt și uscături, dar în toate popoarele, în toată Europa mai sunt uscături. Adică nu numai ai noștri. Că am văzut mai mult uscăturile în lungi perioade de timp. Probabil că și asta este, și nu probabil, ci sigur că atunci când cauți numai subiecte negative, tinzi să devii negativ în amplu emisiunilor, dacă aș putea spune. Adică dacă o televiziune de știri caută numai știrile negative,
negative, fără să asigure acea echilibru, tinde să o ia un pic, să ia pe o pantă descendentă. Și asta se vede, și se vede și prin audiența anumitor posturi de televiziune. Nu vreau să le număr, pentru că poate fiecare mai greșim, fiecare da, greșim și fiecare avem și momente de, cum să spun, de iluminare în care ne dar dăm seama că chiar știu să facă lucruri extraordinar de bine și chiar sunt frumoși și chiar gândesc frumos și chiar au o performanță. Și chiar știu să aleagă. Asta aș putea spune, aleagă, au da, demonstrat, uite, au demonstrat și cred eu, și cred, și mai mult ca sigur, cred că după aceste alegeri europarlamentare, pentru că au fost un barometru. Trebuie să recunoaștem că fiind un barometru nu înseamnă că este și definitoriu la alegerile locale. Eu am spus-o. Într-adevăr, dacă vrem să ne umplem așa plămâni și să spunem suntem victorioși, suntem. Și vă dau un exemplu. La alegerile locale lucrurile se mai schimbă. Am să vă dau un simplu exemplu. Nu vreau decât să mă raportez la zona aceasta, Călărașul. Da. Voturile negative care s-au dus la deci negative la adresa partidului care PSD-ului s-au dus către o parte, către PNL, dar foarte multe voturi de la PNL s-au dus către Alianța USR. Un partid USR care nu are sediu, USR Plus, care nu are sediu, dar care are a crescut, sediu, da. Nu știu, din punctul meu de vedere nu, da, n-am putut să identific, pentru că a crescut pe fondul acesta al nemulțumirilor generale, dar atenție, eu cred, Florin, nu știu dacă ești de aceeași părere, că aici s-au regăsit și mulți dintre cei care nu aveau cu cine să voteze. Păi da, și mai e un lucru, ceea ce e foarte important și chiar la nivel național, după cum ai văzut, și eu tot am spus în de fiecare dată că și independenții sau altă formațiune politică va avea succes și garantat vă spun că va avea succes la alegerile locale, independenții și celelalte partide. Adică, la ora actuală constat o împănare a reprezentanților PNL-ului la nivel local, că mulțumim ce am făcut, ce am dres. Ei, haideți să avem puțină răbdare, să vedem alegerile locale. Sigur va este fi un lucru timp foarte de greșit. Analiză, pentru că vin niște alegeri locale, până la alegerile locale vin astea prezidențiale. Ei, care la astea prezidențiale, și, la astea prezidențiale da, iar vor fi canalizate în două... Da, da, atenție, atenție, să nu avem aceleași surprize ca și la europarlamentare. Adică o prezență masivă nu, la vot. Eu n-aș vrea. Deci trebuie să facem clar o diferență. Europarlamentare, alegeri prezidențiale și alegerile locale. Ți se pare că, de exemplu, acum cetățenii au fost în cunoștință de cauză la votul acesta? Adică au înțeles ce au de făcut ei, știau reprezentanții că trebuie noștri niște, la Bruxelles? Știau că trebuie să trimită niște persoane care să lucreze sau să în reprezinte țării, în interesul țării. Acum nu s-a discutat despre gospodarii urbei, nu s-au discutat despre păi structuri. Păi nici nu era cazul. Deși acolo au fost deci, niște deci tentative. Mi se pare vorbesc total, la nivel național. Din punctul meu de vedere, în ceea ce mă privește pe mine, mi se pare total aiurea să spui vai, noi am câștigat, dar de fapt ce ai câștigat? Ai câștigat că trimiți o echipă de 4, 5, 6 oameni acolo, da? Din partea ta. Dar nu vrei să discutăm despre cum ne gospodărim noi aici? Cum sunt ascultate rugămințile oamenilor? Asta cum la sunt alegerile... Păi ăla e barometru. Pentru alegerile pentru locale, că am spus viitoare. Întotdeauna, alegerile europarlamentare, dacă sunt definitorii, din punctul meu de vedere, atunci haide să le armonizăm cu alegerile locale, să fie în aceeași perioadă, chiar dacă financiar tot acolo ajungem cu deci sumele cheltuite. Părerea ta este că n-au nicio relevanță alegerile, rezultatele nu, alegerilor un barometru, este un barometru, europarlamentare dar nu este, pentru ceea ce se întâmplă nu, într-o din comunitate? Din punctul meu de vedere este un barometru, dar nu este definitoriu. Deci dacă într-adevăr vrem să avem o situație clară, dar extrem de clară, așa cum, din punctul meu de vedere, eu le-aș corela aceste alegeri locale cu cele europarlamentare, nu știu în ce măsură, dar este o idee care ar trebui, zic eu, să dea de gândit și ar trebui să se sesizeze cei care sunt în adică care... Crezi că nu sunt sesizați? Păi nu știu cât sunt sesizați, probabil că sunt alte aspecte care nu corespund și nu sunt bune, probabil că fiecare are tendința ca după aceste alegeri europarlamentare să-și revizuiască atitudinea, după cum am înțeles, referitoare la cetățeni, că toți au înțeles și și-au înțeles voturile și-au înțeles și asumă niște probleme, vor face totul cât mai bine, dar de fapt e aceeași mărie cu, e o mărie cu aceeași pălărie. Și din păcate nu vom asista decât la o tărăgânare a stării de fapt și așteptăm... Deci nu ești tocmai optimist. Nu că nu sunt optimist. Sunt optimist, numai că mi-aș dori pentru o clarificare și pentru
o situație foarte clară. Dom'le, de astăzi ăsta suntem. Începem o nouă etapă și începem. Și vedem cine este bun, cine nu este bun. Am câștigat alegerile, dar nu vrem să venim la guvernare. Sau, de fapt, nu ne asumăm guvernarea, sau, de fapt, lasă că ne asumăm, dar ca să înțeleagă lumea că vrem să vă dați demisiile, dar noi nu suntem pregătiți. Ce înseamnă chestia asta? Păi ori ești pregătit, ori nu ești pregătit. Aici e ca la... un semnal care ar putea să schimbe decizia unora, care au votat... Da, știi cum e ca la luptă, că am mai spus noi în cadrul emisiunii. Este o luptă, este o luptă politică. Păi ori te războiești, ori nu te războiești. Adică s-a terminat războiul, clang. Ești dispus să începi și să reclădești sau ești dispus iarăși să prelungești acest mesaj cu dat la joale, cu mă rog, tot felul de, da, de declarații sfărăitoare și de înjurături, da, pentru că asta ne caracterizează păcate, cel mai bine. Din păcate. Din păcate. Deci de ce perpetuăm o stare de fapt? Investiții foarte puține și alea pe foarte mulți ani, ți-am spus, cum vedem place la vecinii noștri, se întâmplă kilometri, da, de autostradă, zeci de kilometri de autostradă pe an, da, la noi mai ușor. Din păcate, asta am vrut să spun și să atrag atenția electoratului, să fie foarte matur, și au demonstrat că sunt maturi, printr-un vot, clar, știu să sancționeze, și vreau să observe toată lumea, să vadă într-adevăr că atunci când vrei să-ți alegi un gospodar, dom'le, alege-l că e gospodar. Dacă mergi tot pe partid, nu vedeți că deja tendința este să apară alte partide, alți candidați independenți. Avem o declarație foarte interesantă făcută de președintele ALDE, Călin Popescu Tăricean. N-a mai prins Bruxelles-ul, asta e. Dar sunt multe lucruri de făcut și în țară. Dar a făcut o declarație extraordinar de interesantă în conferința de presă susținută la Călăraș și în plină campanie electorală, alături de doamna Norica Nicolai, care era încă europarlamentar. Bun, haideți să vedem ce spune referitor la apariția unor partide noi și la tendința asta de schimbare la nivel european, nu numai în România. Convergența reală, până la urmă, este ceea ce simte fiecare cetățean în termen de putere de cumpărare, calitatea vieții. Și avem încă mult de progresat. În România s-au făcut mari progrese, din păcate progresele nu sunt uniforme, sunt zone care au reușit o absorpție, un grad de absorpție mai ridicată față de altele, dar trebuie în continuare, sigur, să avem aceste fonduri la dispoziție și să știți că nu este numai miza României, este și miza tuturor țărilor din regiunea noastră, fie că e vorba de Polonia, de Ungaria, de Cehia, Slovacia, Bulgaria, cu toții avem acest obiectiv comun. Nu-mi rămâne decât să cred că în Parlamentul viitor, parlamentarii din țările noastre se vor coaliza într-o formulă inteligentă care să permită să ne atingem obiectivele de interes comun. V-am dat câteva exemple, mai sunt și altele, de politici la nivel european pe care colegii mei le vor urmări să le impună sau altădată să le modifice, cum este directiva pe transporturi, unde forma actuală va defavoriza foarte mult firmele românești de transporturi internaționale și nu numai, din toate țările din zonă. În Europa, din păcate, bate un valde sau un vânt de protecționism din nou și ieșirea Marii Britanii, care este o campioană a liberului schimb, a comerțului liber, nu va ajuta evoluția în viitor și așa că mă aștept, cum deja am și văzut, țări precum Franța sau altele să încerce să revină la măsurile protecționiste din trecut. Cu toate că noi considerăm și ni se spune, ni se dau lecții de la Bruxelles că spațiul european este un spațiu de liberă competiție, în momentul în care libera competiție înseamnă venirea firmelor străine în România, trebuie să aplicăm toate regulile. În momentul în care însă situația se inversează, adică firmele românești vor să meargă în străinătate, ne lovim de bariere protecționiste și acest lucru sigur că nu este acceptabil. De aceea, ca să trag o concluzie, ca să înțelegeți puțin miza la un nivel mai înalt, care se joacă, Uniunea Europeană, sigur, este confruntată cu o serie de probleme, o serie de dificultăți. Părerea mea este că aceste dificultăți
rezultă din faptul că mulți dintre liderii europeni sunt decuplați de la agenda populației. Discursurile frumoase, sloganurile nu ajută la rezolvarea problemelor și nerezolvarea acestor probleme a creat o contrareacție la nivelul Uniunii Europene prin apariția unor partide care sunt etichetate în fel și chip. Unele naționaliste, altele extremiste, că sunt de extremă dreapta, că sunt de nu știu care extremă, că sunt eurosceptici și așa mai departe. Dar aceste partide trebuie să ne preocupe faptul că ele câștigă teren. Și câștigă teren de ce? Pentru că sunt din ce în ce mai mult oameni nemulțumiți. Deci nu Uniunea Europeană e problema. Problema este a unora din liderii din Uniunea Europeană care nu găsesc soluțiile adecvate la problemele cu care se confruntă cetățenii europeni. E, uite că se confirmă și în România USR Plus, care vine cu peste 20%. Imediat alături și de candidații independenți, și candidații independenți, da, era exact dublă. Ce spunea Călin Popescu-Tăriceanu în urmă cu mai bine de 2 săptămâni în conferința de presă de la Călăraș. Acum să-ți adresez o întrebare sau tuturor, dacă știa de ce nu a mers pe varianta asta, că iată rezultatul dezastros obținut de ALDE. Poate că a considerat că mintea românului de pe urmă e totuși un partid puternic. Este mintea românului de pe urmă. Bun, și asta e o variantă, trebuie ținut cont și de ea, dar am spus, întotdeauna eu aș vrea să raportez, nu în sistem macro, ci la nivel local, tot ce se întâmplă, pentru că avem o tendință din asta să generalizăm fără să ne uităm ce este în jurul nostru. Și de aici pleacă toate lucrurile greșite sau interpretate și de aici pleacă și îngânfarea sau... Adică tu zici că totul trebuie luat punctual. Totul trebuie luat punctual și să încercăm să schimbăm partea noastră, adică a urbei noastre în primul rând. Pentru că dacă ne raportăm numai la sistem macro, uite, am asistat acum, la o discuție. Dacă vorbim doar despre Călăraș, stai așa, că mai avem și Oltenița, mai avem și Lehliu Ugară. Județul Călăraș, că avem, în general nu vreau să spun, dar județul Călăraș. Mai avem comunele mari și puternice unde s-au făcut lucruri acolo și proiecte importante. Da, dar eu vreau să vorbesc că, în general, liderii județeni, da, sunt la municipiu. Asta e, da, corect. Din păcate. Adică trăiesc că în municipiu Călăraș. Nu putem, da, să fim ca în Germania, să mutăm capitala... E nu chiar toți. Nu chiar toți. Președintele PSD la Lehliu, de exemplu. Ei, da, dar vine la sediu în vine tot Călăraș. În Călăraș. Așa. Acum că la Lehliu și în celelalte localități deciziile s-au, iau aici. S-au făcut performanțe și se vor face în continuare performanțe pentru că s-au văzut și rezultatele sunt bune. La adresa primarilor mă refer și la lucrurile bune care le fac acolo. Numai că mi se pare total eronat și nu, am spus, nu vreau să fiu nici ghidat către ceva, nici cârcotaș, cum s-a făcut o afirmație a unui om politic în cadrul emisiunii aici. Deci sunt omul care întotdeauna adresez niște întrebări, sunt pertinente și îmi place să mi se răspundă tot pertinent. Din păcate nu am avut o comunicare, am făcut câteva solicitări la radio, la emisiunile radio și am primit răspunsul că nu, întrucât rezultatele și răspunsurile nu sunt concludente și se știe că eu sunt genul care mă întorc chiar la întrebare și vreau să am răspunsul clar și la obiect, la ce solicit eu, nu la plimbări din astea. Și atunci când ești președintele unei partid vrei să județean, candidezi, Florin? Am luat în calcul și varianta aceasta. La ce? Deci am luat, uite, de exemplu... Adică unde? Pe ce listă? Independent. Vrei să te independent. Vezi. Eu niciodată independent. Nu am. Deci eu nu, deci cum să spun, eu nu deci vreau. Deci te pregătești de o candidatură. E posibil, e foarte posibil. A fost păi, a fost te o discuție. Sau nu? Da, am făcut publică, da, mă pregătesc, pentru că inițial am plecat de la o simplă discuție cu un bun prieten al meu și discutam, am spus, zic, știi, eu susțin totuși că independenții vor avea o șansă. Aia, nu cred. Deci asta era într-o zi de vineri pe la prânz. Sâmbătă zic, hai să fac sondajul. Și bineînțeles am făcut o afirmație pe Facebook că vreau să candidez. Vreau să spun că sâmbăta, duminica, am avut foarte multe și telefoane, SMS-uri, mesaje pe Facebook în care mi se spunea că dacă nu mă duc la un partid, voi fi foarte și voi fi susținut de oameni
pentru că își doresc cu totul și cu totul altceva. Deci a început să aprindă un beculeț, cum să spune. Iată, după care... Da, știi că de regulă un candidat trebuie să aibă în spate și o echipă. Asta este o echipă. După acea discuție și după ce acea concluzie de 2-3 zile, de o săptămână, că s-a ajuns la o săptămână, într-adevăr am încercat să-mi creionez o echipă. Trebuie să spun că, contrar unora care spun că noi avem echipă, sunt oameni foarte deștepți care nu sunt angrenați în niciun partid politic și care într-adevăr vor să facă ceva, să schimbe. Nu vreau să le fac publice deocamdată. Nu sunt la partidele astea noi? Nu. Nu, sunt numai și numai specialiști. Sunt numai specialiști. Și n-au fi votat pentru partidele astea mai noi? Din cel puțin trei care îi cunosc au votat la o nouă formațiune. N-au votat cu niciunul dintre partide. Sunt încă vreo trei care nu mi-au spus, nici nu am încercat să intre, pentru că până la urmă ei... A, deci tu îți faci deja echipă de campanie. Eu deja mi-am cam făcut echipă de campanie. Sunt oameni care nu sunt în politică, dar sunt specialiști în ceea ce fac. Trebuie să recunosc că mi-am atras câteva persoane care nu sunt din Călăraș, dar care excelează în profesiile lor. Deci este cea mai nouă idee a ta. Este unul din proiecte. Nu plec din pole position, nu plec cu aceste capacități, să zicem, și aceste somități deci locale. Deci vrei să te legi de meleagurile astea. Păi da, deja sunt legat după atâția ani de zile, nu pot să spun că nu fac parte, ca și soția mea. Adică ne-am crescut copilul aici, am trăit aici, am investit aici, nervi, stres, speranțe, nu știu de ce aș pleca să încep. Am proiecte și în alte părți, dar asta nu înseamnă că cei de acolo nu mă respectă, știi? Este o vorbă, întotdeauna deci să-ți vorbești vorba și să-ți porți copilul. Păi de ce să nu începem să facem un lucru? Adică dacă eu cunosc atâția primari care unii sunt PSD-iști, unii sunt PNL-iști, unii sunt foști PD-liști care îi cunosc prin natura funcției, prin relațiile de familie ale familiei mele și sunt oameni care sunt foarte deschiși, sunt oameni care susțin și a spus frâne, dar este perioada voastră, este vârsta voastră când trebuie să vă implicați să schimbați. Pentru că este perioada propice. Deci a plecat ca o idee, ușor, ușor se creionează, trebuie să recunosc că am avut surprize, unele neplăcute, am fost blocat pe peste tot pe Facebook, știi că se întâmplă chestiile astea pe rețelele sociale, prietenii sunt, dar eu îi consider prieteni și vă spun sincer că nu am nimic cu nimeni, doar că îmi place că atunci când se face o afirmație și când spui că îți place foarte mult Sibiu și spui că îți dorești foarte mult să vezi un oraș european, e bine să ne uităm acasă, e bine să discutăm, să invităm autoritățile de acolo, de la Sibiu, să vedem ce pot să facă pentru noi, cum ne pot ajuta, pentru că este cunoscută această strategie a orașelor din Ardeal, prin care primarii se ajută între ei. Sunt chiar îndrumați, unii pe alții se îndrumă și pentru proiecte, pentru atragerea banilor și asta este un lucru de care eu sunt mândru că, iată, acești oameni reușesc să facă acest lucru. Îmi pare foarte, foarte rău că sunt foarte puține proiecte păi, la nivel de Călăraș. Păi uite, Craiova, nu? Craiova, ce sume uriașe de bani a primit în ultima vreme, aeroport... Eu vorbesc numai de partea de susținere, cum să spun eu, stadion. Morală și astea unde cunosc eu. Pentru că cineva mi-a spus, am avut o discuție undeva, într-o zi, pe scările Consiliului Județean și un vicepreședinte mi-a spus, zice, păi Florine, păi vrei tu atunci, după perioada aia, vezi că a avut un feedback când am făcut așa. Declarație. Păi zice, ce, că tu ești prieten cu ăștia? Păi bă, trebuie să te voteze călărășenii. Păi ca să mă voteze călărășenii sau pe cineva să-l voteze călărășenii, au nevoie, în primul și în primul rând, de o echipă și tehnică și de specialiști. De promisiuni și de tot ce se întâmplă, eu cred că s-au săturat. Întotdeauna discutăm de lucrări începute. Nu discută nimeni de recepția lor, de garanțiile lor. Iată că a fost un CL8. Întotdeauna ne grăbim și spunem, vă promitem și vă facem. Și ce liniște a fost, Florin, până acum 6 ani în Călăraș, Doamne Dumnezeule. Dar nu este mare. Bine deci să fie nici liniște. Nimic, nici nu, musca este nu bine să se înceapă lucrări. Numai că, din punctul meu de vedere, și întotdeauna când îmi exprim un punct de vedere, da, întreb specialiștii... Îți știu teoria. Ce începi și termin. Și după deci, aceea te apuci haide de să lucrăm. Am da. Lucrat o da, porțiune acum... de bulevard, o terminăm și pe urmă spargem și ne apucăm de celălalt. De ce? Costurile sunt aceleași. Când faci devizele de lucrări, tot acolo ajungi.
Nu știu, nu mă pricep. Dar eu am întrebat ingineri care sunt specialiști. Și aici este vorba, putem să luăm aceste companii străine. Oful tău cel mare în ceea ce privește lucrările la modul general, de fapt, despre asta este vorba. Oful meu este că nu se încearcă, dar se ia deviza președintelui, o deviză europeană, pas cu pas, dar nu se face așa. Asta este singura problemă care mă deranjează foarte mult. Și nu vreau să mai spună cineva, ești cârcotaș dacă spui așa. Nu, domnule, sunt cârcotaș dacă te-aș acuza așa. Până la urmă e un punct de vedere. E un punct de vedere al unui cetățean și până la omul de presă. Până la omul de presă. Bun. Întotdeauna știu să mă delimitez de anumite aspecte și nu am făcut, știi, și am luptat să fac și o investiție și o vom realiza în final, cu toate că a durat mult și au fost multe și munți de hârtie și în instanțe. Și le-am reușit, le-am depășit aceste momente, că așa este. Dacă vrei, într-adevăr, poți. Dar, atenție mare, am spus, întotdeauna încrederea vine prin seriozitate, nu prin promisiuni și nu pot, da. eu nu pot să fiu așa cum unii au spus, este pro-PSD, este pro-PNL. Am știut când am crezut și cred încă în ce consider eu mai bine, dom'le, vrei să te susțin, te susțin. Dacă am văzut că ceva scârție, că nu merge, m-am retras și am stat în banca mea și tocmai de aceea nu am încredere în aceste partide că eu, dacă aș fi vreodată eu, la butoane, cum se spune, să ajung undeva pe o funcție din asta publică, că mă ajută neapărat un partid. Eu cred că partidul este făcut din competențele membrilor, nu partidul în sine. Pentru că dacă tu nu poți și ești limitat, partidul poate să te tragă. Și ce să spună? Să mai promiți, să spui că faci. Dar când ai experiența anilor că nu se poate, domnule, omul potrivit la locul potrivit. Florin, asta apropo, părere, de omul indiferent potrivit, că cumva... de omul potrivit la locul potrivit, mai avem o declarație foarte interesantă făcută penultima zi de campanie electorală, tot la Călăraș, Victor Ponta, altădată... Trebuie să recunosc că... bine, recunoscut ca fiind... La vremea premierul minune. Cu rezultate foarte bune. Nu, a fost premierul minune care a vrut să fie și președinte. Așa. Și trebuie să recunosc că, iată, eu nu l-am susținut atunci, am susținut actualul președinte în exercițiu. Asta este defectul meu, îmi plac oamenii care, chiar dacă Victor Ponta zice că mai are nevoie de timp ca să candideze din nou la președinție, dar... că i-ar mai plăcea puțin pe funcția de premier. E bine, ai văzut pe cineva să renunțe, după cum se vede. Niciodată nimeni nu renunță la posturile bune. Hai să vedem, cine știe ce o să se întâmple într-un viitor apropiat. Probabil că dacă se întoarce Ghiță cu susținerea, atunci va candida. Hai să-i vedem declarația, ca să rămână. E posibil. Să rămână. Să rămână. Noi am construit cu ProRomânia o alternativă pentru toți cei care, ca și mine, au votat în 2016 și eu am făcut și campanie, nu doar că am votat, pentru PSD, ca să facă, să continue măsurile economice bune, să facă drumuri, să facă spitale, școli. De 2 ani jumătate avem numai scandal, dosare, dosarul lui Dragnea, dosarul lui Iohannis, iar scandal, iarăși și nimic concret făcut pentru din ceea ce am promis în 2016. Mai sunt și alți oameni pe care îi apreciez și pe care mă bazez pe 26 mai. Sunt acei oameni care mi-au spus mereu, recunosc că ai luat măsuri foarte bune ca prim-ministru, dar eu nu te votez că eu nu votez PSD-ul. Și atunci am reușit în această campanie să le spun, nu mai sunt la PSD, deci puteți să mă votați și nici nu mă întorc la PSD. În primul rând, sunt primul loc pe listă, în primul rând și în primul rând ca oamenii să știe că nu mai sunt la PSD, pentru că, haideți să fim cinstiți, în 2016 au luat o mulțime de voturi punându-mi fața mea pe pliante, nu? Cu ce umblau și pe aici prin Călăraș PSD, știi? Cu fața lui Ponta. În al doilea rând, pentru că vreau să-mi asum lista de candidați. Am mai greșit când eram la PSD, am făcut listă și nu știam că pe locul 9 e o doamnă Dăncilă, de exemplu. Că a zis, nu m-am mai uitat până la locul 9, m-am uitat și eu la primii. Așa vreau să-i garantez pe toți cei care sunt pe listă. Însă, dacă vrei să schimbi ceva rapid, nu schimbi de la Bruxelles. Dumneavoastră nu vă doriți această funcție? De prim-ministru? Da, de ce să vă mint să vă spun că n-aș mai vrea? Și acum, dincolo de glumă, nu candidez la funcția de președinte în acest an.
și nu candidez pentru că încă, cred că m-am grăbit în 2014 și vreau să, când fac lucrurile, să le fac cum trebuie. Dar altfel, în ceea ce privește zona de executiv, am sentimentul că nu mi-am dus la bun sfârșit un mandat. Aș fi vrut să-mi termin mandatul de prim-ministru, n-am putut să-l termin din condiții, din cauza situației pe care o cunoașteți. Dacă în 2020, ca să vă răspund direct la întrebare, dacă în 2020 Pro-România va avea un scor suficient de mare în, la alegerile parlamentare, da, mi-aș dori să mă întorc în guvern alături de oameni care am guvernat bine, de Daniel Constantin, de Sorin Câmpeanu, de Nicu Băniciu, de cei cu care chiar am guvernat bine. Dar asta e valabil decembrie 2020. Crezi că poate să apară Victor Ponta din nou șef de guvern? Totul e posibil. Bine, totul în condițiile actuale sunt slabe șanse. Acum, ți-am spus, păi unii vor să-și dea demisia. Ce face PSD-ul? Cu cine negociază? Păi cine știe? Și cum deocamdată, da, s-a văzut și la alegerile, nu? Postului vacant. La Camera Deputaților. La Camera Deputaților. Întotdeauna, bine, artificii politice se fac. De asta eu cred că, dar nu știu, nu vreau să raportez partea locală cu Camera Deputaților. Adică noi cu să Senatul, ne vedem de ale noastre. Exact cum am spus noi, haideți să ne vedem de urbea noastră, de pătrățica noastră, să o facem să fie cât mai bine. Și după aceea, după ce vom avea calitate, servicii și tot ce este, pentru că întâmplător, spus, sunt câțiva până primari calitate, pe care îi cunosc foarte bine. Până la calitate din localități. Și servicii, Florin, parcă am avea și noi nevoie de niște proiecte de mare anvergură. Păi da, dar proiectele astea de mare anvergură, din păcate, trebuie să spun că trebuie să ai oameni, nu neapărat politici, trebuie să ai o echipă lângă tine, să înțelegi ce vor să facă oamenii ăștia și să fie alături de ei. Păi uite, Brăila, s-a ales cu podul, da? A dat premier. Păi eu vreau să vă dau un exemplu. Am încercat să fac și ceva în Călăraș. Trei ani de zile m-am judecat prin instanțe ca să reușesc să fac ceva, ca să nu, să nu rămân dator pe banii mei. Și acum... Și n-am mers în altă parte, că vrei să... Păi în altă parte am mers, dar dacă eu am început și am susținut un proiect aici, că e viabil, însemna că ca eu, când am prezentat în fața asociației unor finanțatori, cum să-mi schimb părerea peste noapte, când eu am spus de ce este oportună investiția într-un loc. Treci granița, Florin, dacă... Păi nu. Nu vrei să treci granița? Eu încă sunt patriot, așa cum am ieșit și în 89, așa cum sunt... Nu, mă refer la granița județului, dacă simți că județul... Nu te încape, ca să zic nu, așa. Nu, domnule, o să-l facem aici. Eu așa sunt, așa am fost întotdeauna, deci am demonstrat. Și perseverez. Tot ce ne-am construit, am făcut și asta e. Avem nevoie de oameni care, într-adevăr, asta este. Așa suntem sunt eu. Suntem la final că de post, emisiune. Vin vacanțele de vară? Vin vacanțele de vară, sunt foarte multe speranțe. Proiectele continuă, v-am și spus, dragi prieteni, deci nu renunțăm, nu am renunțat la niciunul dintre proiecte, chiar dacă unii s-au bucurat și au dorit să mă vadă pleca. Eu intru în vacanță. Intri într-o vacanță bine meritată. Noi avem proiecte care pe parcurs încep să se materializeze. Chiar de luna viitoare unul dintre ele începe să se materializeze, dar o să-l remarce ascultătorii și privitorii noștri, toate la timpul lor. Cred că undeva pe la jumătatea lunii iunie e primul proiect care începe să-și facă, să producă efecte, dacă aș putea spune. Da. Așteptăm da. Nici tu nu știi, dar încă înainte să intri în vacanță, cât te mai învârți pe aici până îți faci, da, până mergi la familia ta frumoasă. Aflu și văd. La copiii tăi frumoși. Aflu și văd. Vezi remarca și vă spun sincer, fruntea sus, eu vă felicit pentru alegeri pe toți cei care au fost la europarlamentare. Vreau să analizați, să sintetizați și să... Dar vom mai discuta. Important este că în sfârșit oamenii înțeleg că trebuie să-și folosească toate drepturile pe care le au, inclusiv acela de a vota și de a alege. Oamenii trebuie să înțeleagă fiecare că, cum consideră că e bine. Oamenii trebuie să înțeleagă că, în general, dacă vrei, cum să spun, lucruri mărețe și dacă îți dorești un viitor mai bun, trebuie să-ți să aduci oameni care... Trebuie să ai curajul și trebuie să-ți alegi oamenii care, într-adevăr, știu ce înseamnă viitorul trebuie mai bun. Trebuie să ai curajul de a face alegeri, exact, și în cunoștință de cauză. Cred că este cel mai bun final de emisiune. Să ne luăm, dragilor, ne auzim, ne vom vedea, cel puțin în urbe aici. Suntem prezenți și nu cu mașinile instituțiilor, ci pe jos și de multe ori ați văzut că ne întâlnim pe stradă. Și eu îți doresc un concediu plăcut, dacă mulțumesc aș putea spune. Mulțumesc frumos tuturor acelora care simt că au nevoia de vacanță. În noi variante, în noi și cu o nouă perspectivă. Cu siguranță. Toate cele bune. Numai bine. Numai bine, pa!